și am hotărât să fac un video ceva de umor, pentru că este zi de odihnă și lumea n-are ce face și ia că m-am gândit niște cazuri mai vechi care vreau să vă povestesc vouă. Azi istorioara mea să fie dinspre umor. După părerea mea, eu socot că e umor. Ceva de râs. Am aici o hârtie unde am format 10 povestiri și voi povesti fiecare de o parte, fiecare caz de o parte. Și merge vorba. Merge vorba despre cazuri, mai ales că noi locuim la sat, unde am avut 9 ani de zile, am avut un magazin de alimentar și unul de electrocasnice. Alimentara era în curtea noastră, adică în ograda noastră, acela de electrocasnic și se găsea în arendă în centrul satului. Dar cel mai interesant cazul s-a întâmplat între acești 9 ani de zile în magazinul nostru alimentar, care am avut vânzătoare câte două, dar din când în când stăteam și eu câte o oră, câte două acolo până vânzătorul sau era bolnav sau nu vinea la lucru. Eu nu sunt vânzător, dar eu voi povesti cazuri ce am pățit eu ca vânzător în magazinul meu și cazuri pățite de vânzătorii mei și inclusiv a lucrat și soția. Și ascultați primul caz în magazinul meu ce s-a întâmplat. Primul caz. În ziua aceea eu stăteam vânzător pentru că soția mea era de serviciu, ei trebuia să fie vânzătoare pentru că avem și vânzători, dar și câteodată stătea și soția. Au fost cazuri că lucra soția și încă o vânzătoare sau au fost cazuri că erau două vânzătoare. Și eu vă povestesc cazul, primul caz. Eram eu la magazin ca vânzător. Într-un bărbat care e din Mahala la noi, care eu îl cunosc, de vârsta cam puțin mai mare decât mine, poate cu 3-4 ani de zile, dar avea o problemă, nu știu, acolo avea el ceva, mai scurt, e calic de picior, el merge șchiop, așa. Cam iubește cheleala, cam de multe ori îl văd bat, rar îl văd treaz. Și eram în magazin la mine, era fetița mea, adică fica mea și un cumpărător, o doamnă în vârstă. Între domnul ăsta, spune noroc și îmi spune mie, zice, dă-mi un pachet de țigări pe datorie. Eu îi spun, domnule, eu ție nu pot să-ți dau pe datorie pentru că am auzit de la vânzătorii mei că tu nu dai datoria. Și el spune, zice, s-a rugat de mai multe ori, spune, dă-mi pe datorie și țigări, un pachet de țigări. Eu spun, nu ți dau, tu ești rău de datorie. El ieși și bagă mâna în buzunar, din dos aici la buzunar, scoate un pachet de bani așa ia, legat cu rânzănică, scoate acolo cât trebuie pe țigările astea și îmi dă nia. Și eu am holbat niște ochi așa ia, eu îi spun, zic, da, îi dau țigările, iau bani, îi spun, dar păi, ce ai tu pe datorie dacă tu ai bani? Și ocazie, zic, eu înțeleg că n-ai bani, asta altă chestie, dar el spune, așa eu am vrut să te controlez pe tine. Și ia țigări și se bagă în buzunar și zice că du-te în pizda mătii. Eu când am văzut înainte la fetiței mele, fica mea și cumpărătoarea în vârstă, a ieșit după vitrină, la puc de schinare și zic ieși afară, el se ține, merge până la ușă, îl împing, el calic, calic, dar era voinic. Îl împing la ușă, m-am chinuit vreo 5, 7, 8 minute până s-a scos din asta. M-am dat de gol înaintea fiicii, m-a trimis un calic, un păcătos, un bețivan pe mine în magazinul meu personal. M-am chinuit cu dânsul vreo 7, 8 minute, i-am dat un genunchi în fund, l-am dat afară, l-am trimis și eu de unde a ieșit, am încuiat ușa și zic, șez acolo. Asta e primul caz, așa mai sfiei mei deosebit, următoarele șase mai cu umor. La fel stăteam eu în magazin, era vara cald, într-un băiat tânăr, spune bună ziua, zic, ce dorești băieții? El spune, eu vreau un pachet de țigări, dar pe datorie. Dar eu îi spun, că, dar eu nu te cunosc pe tine, cum să-ți dau pe datorie, de unde ești tu?
El spune, eu sunt dintr-un sat din raionul Călăraș. Dar cum tu ai venit din Călăraș la mine în magazin să cumperi țigări? El spune, nu, eu am venit aici la o prietenă, ea că pleamă la vale și ea nu e acasă și vreau să trag vă două țigări, mor de fumat. Și dă-i te rog, zic, dă bani, el zic, n-am bani. Dar eu îi spun, zic, dar cum să-ți dai eu ție țigări dacă eu nu te știu? Tu pui țigările în buzunar și pleci acasă. Eu zic, am să vin la Călăraș și caut de-al de tine 10, 20, 30 vin pe zi care ce datorii, cum să-ți dai eu ție? Dar el spune, zic, dă ceva voinel de aur și ceva acolo ca să am să vii să le. El spune, n-am inel, n-am nimic, n-am nici bani, unica și pot să-ți dau, pot să-ți dau cămeșa mea și pe urmă te convin că vine prietena și îți dau bani. Eu spun, băi băiețele, ieți cămeșa și pleacă de aici, mama dracului. Și mai scurt, o șters-o el. Asta e cazul 2. Era vara la fel, cald bine, iar stăteam eu ca vânzător. În magazin la mine a venit un prieten de meu care lucrează în sat aici la noi, profesor de matematică. Stăteam de vorbă cu dânsul. Și la un moment dat vine un băiat așa tânăr, nant, slăbuț, intră în magazin și se uită așa rău la noi și spune, „Hă!” Ei, poate așa vreo 35 de ani s-a avut. Prietenul meu era încă mai în vârstă decât mine. Nu s-o cotiți, asta a fost undeva în jur cu vreo 10 noi, cu 10 ani în urmă. Eu eram, e clar că mai tânăr, băiatul și-ala avea vreo 35 de ani după înfățișare așa. Spune, „Bă, repede dă-mi un pachet de țigări!” Eu îi spun, zic, primul rând, în vas te vorbi. Și vorbește așa, noi suntem oameni mai în vârstă, zic, și nu-i frumos, te adresează așa. Mai ales că noi suntem oameni străini, tu la fel. Ei bine, eu am luat pachetul de țigări, îl pun pe masă, zic, plătește, de-a spune. Eu vreau să iau pe datorie, dar eu îi spun, zic, cum să-ți dau băi pe datorie, dacă eu nu te cunosc pe tine, aici și aici la noi. El spune, dă băi pe datorie, băi, pentru că eu am stat 20 de ani în pușcărie. Eu când am auzit așa argumente, mă uit la prietenul meu și răbdi m-am gândit așa. O stat el 20 sau nu o stat și cum el a zis 20 de ani, așa spun și eu, mi-a venit în cap deodată o idee. Zic și voi băiete, dacă tu ai stat 20 de ani în pușcărie, asta înseamnă că tu trebuie să cumperi marfă pe degeaba și trebuie să spui la toată lumea că tu ai stat în pușcărie să ne spărem noi doi oameni în vârstă. Și eu îi spun, și eu dacă am lucrat, am slujit în Afganistan și am lucrat cândva în poliție, prietenul meu la fel a lucrat în poliție, că acum e pensionar, și noi trebuie să spunem la toată lumea undeva în magazin că să ne dea datorie, pentru că noi am fost polițiști sau am fost veterani de război. Și el când a auzit așa argumente, a lăsat țigările și a șters-o. Peste vreo două minute ies eu în drum, mă uit la vale, dar el mai era un prieten acolo. Mergea la vale. Mai scurt, clienți de ăștia, eu povestesc 10 întâmplări, dar a fost sute de întâmplări între acești 9 ani. Asta e a treilea povestire. Urmăriți următoarea. A povestire. Iată, asta e de râs. La fel, îmi spune vânzătoare, asta nu eu am pățit. Vine un cumpărător, intră în magazin la vânzătoarea mea, spune bună ziua și zice, eu vreau să iau ceva producție, dar pe datorie. Vânzătoarea îl știe pe dânsul, că el e rău de datorie și îi spune, măi, cum îl cheamă acolo, nu poți să-ți dau pe datorie pentru că tu nu dai datorie și stăpânul mă ocărește și e problematic. El zice, hai te rog, dă când trebuie, dar și gândit, țigări, băutură și așa mai departe. Băi, nu-ți dă, băi, pentru că tu ești rău de turie, eu nu pot să-mi pun din buzunar bani și să-i dau stăpânului bani pe producția asta. El s-a certat o leacă cu vânzătoarea, a înjurat-o și a ieșit afară. S-a dus, s-a întors, nervat și s-a dus. Trece vreo câteva minute, vânzătoarea aude undeva în magazinul meu în o gradă și avem o leacă terasă, așa vreo 30 de metri pătrați, o terasă, unde avem vreo două mese acolo. Și când ies, și se aude așa parcă ceva gălăgie așa, când ies, e în ușă, se uită, când se uită, dar băietanul și ala a ieșit acolo într-o parte, în o gradă asta pe terasă,
și se urina pe gard. Ei spune, băi, ce faci? Deci, că dacă tu nu vrei să dai datorie, ia că eu mă urinez, dar dacă mai faci gălăgie, mă pun și fac și un căcat aici. E când au auzit, s-o spune în cap. S-au râs și mai scurt băiatul s-a ridicat pantalonii și s-a dus acasă. Iată așa caz s-a întâmplat. Următorul caz. Tot nu eram eu vânzător, era soția mea. Povestește așa caz. Într-un băietan tot tânăr, care nu era din sat, dar locuie în sat la gazdă, el cunoștea, eu așa puțin o cunoșteam, intră în magazin, spune bună seara. El rar vine, din când în când vine așa, nu vine el foarte des. Și zice, soția îi spune, ce vei, Vasilic, cum îl mai cheam, din și dorești? El zice, ia că vreau așa, vreau așa, vreau, de mâncat ăsta. Ia că așa, așa, așa. Zice, dar unde ai fost până acum? Cam rar vii tu la noi, înainte vineai mai des. Dar el spune, eu lucrez la Peter, la Peterburg și eu din când în când vin aici. A, de atâta vii așa rar, da, bine. Și dorești? Ia că vreau salam, vreau pâine, vreau și eu știu ce a spus el acolo. Numai că, el spune, numai că eu vreau tot asta să iau de datorie. Dar în timpul ăsta, a intrat altă, o vecină, tot cumpărătoare, a intrat și aștepta băiatul să cumpere. Soția îi spune, băi, tu lucrezi la Peter, să-ți dau pe datorie, ia muș mâine te duci iar la Peter, e să vii peste 3-4 luni de zile, eu am nevoie de bani, băieți, că eu trebuie să cumpăr producție. El șede, dă-i te rog datorie, tu vii rar aici odată în 3 luni, vii și eu nu pot să-ți dau, băieți, nu-ți supăra dacă ai trăie aici permanent, mâine, poi mâine să vii, asta e altă chestie. A el se învârtește, se șește, te rog, te rog, te rog, și cum era el așa, josuț, slăbuț, așa era, se întoarce într-o parte, se pornește până la ușă, se întoarce iar înapoi, tare enervat și ajunge până, se întoarce până la ușă și iar se întoarce înapoi și pune mâna pe aparatul de casă, am știți că aparatele de casă la noi în Republica Moldova sunt electronice, nicătând că 10 ani urmă tot. Pune mâna și zice că nu știu ce să fac, dacă nu îmi dai pe datorie, eu stric aparatul ei sau îl trântesc în pământ. Soția când a auzit așa ceva, a holbat niște ochi, și vecina la fel, și iese după, de la magazin de acolo, după vitrină, și îl apucă așa de spinare aici și îl împinge, dar el se ține. Ești mai afară, băi, măgarele, băi, cum? Și tu ai cumpărat aparatul ăsta și drept ai tu strici aparat. Și când a văzut soția că nu poate, vine vecina care își de cu dânsa, îl apucă amândouă, unul din ele era cam slăbuț, ele ies cam așa zdrăvioare, l-a apucat, și l-a trăit până în drum, i-a tras-o câte un picior în fund și zice, du-te măta de aici, nu te mai văd pe aici. Și a plecat băiatul. Ia cam într-așa mod luptă vânzătorii cu cumpărătorii de la țară, de la sate. Următorul caz. Aici eu povestesc numai despre cazurile mai deosebite cu cumpărători. Alt video voi povesti și din alt domeniu. Scuzați. La fel eram eu, era într-o iarnă. Vine un cumpărător din satul nostru, care eu îl cunoșteam la față, dar nu știam cum îl cheamă. Spune așa, domnule, dă-mi pe datorie că azi e ziua lui mama mea și mâine, poi mâine vin să-ți aduc banii. Eu mă uit la dânsul, zice, ia că, dar eu zic, nu știu unde trăiești, cine ești, așa la fat. Ei, băi, cum mă știi? Eu am învățat cu cumnata ta într-o clasă, noi ne cunoaștem, dacă ceva, ia că întreabă pe dânsa, mă știe pe mine, așa, și mă început el să-i pui macaroni pe urechi. Și eu zic, ei bine, m-ai convins, spune și dorești. Dacă e ziua, ia că vreau să-i, mama să-i fac un cadou, și cadou, dar păi și producție alimentare, eu spun, și nu, e flori, nu, haine, el, dar nu, e o mâncare acolo, și bun, și el zice, ia că dă-mi 400 de grame de cârnați, dă-mi o pâine, o sticlă de vodcă, nu mai țin ce-o mai luat el acolo, mai scurt, aproape în jur la 100 de lei, dar o 10 ani urmă, prețul erau mai ieftin, suma 100 de lei față de azi avea valoare mai mare. Ei, l-am scris eu un caiet, i-am dat bani, i-am dat producția, el a plecat. Mai scurt, a trecut timpul, eu am uitat de cealaltă, dar era scris în caiet acolo.
Trece o lună, trece două, nu mai vine el nici, nici nu l-am văzut pe dânsul. Peste vreo 3 luni de zile, poate și mai mult, nu mai țin minte, dar mă uitasem și de caiet acolo. Ies eu la drum când mă uit băietanul ăsta trece la deal cu un cărucior, târâie un sac acolo. Eu îl opresc. Opa! Băi, băiete, ia venit cu așa. Îl chem în curtea mea, o gradă. Eu, dar îmi pare nec, tu ai datorii la mine, 100 de lei. Ia să mă uit eu acolo. Mi-ai dat, mi-ai dat, nu mai ține minte. Scot eu caietul, mă uit, când mă uit, nu-i dat datorie. Eu uite, băi, 100 de lei, dar și 100 din pot. Știi câți de-al de tine, băi, băiețele, băi. Ei, măr, căr, că eu am uitat. A, tu ai uitat, da? Scadă bani. Ei, că eu n-am că pe urmă, auze? Și când am văzut eu că el vorbește așa, dar el cam tot bețăvan de ăsta. Îl apuc eu de gât, așa ia și îl strâng de gard, așa ia din ușor. Bă, răbde plecata mea și ai adus 100 de lei, că de-al de tine sunt vreo 50, zice, care că, în timp de ani întregi, dar nu-mi dau bani. Și eu n-am și cumpărat producție. El răbde, da, aduc. Și îi dau drumul, trece vreo 2 ceasuri, vine și ne aduce bani. Iată, într-așa mod, în spate de scos bani. Nu mai vorbesc de cazuri care banii n-au fost întorși niciodată înapoi. Vânzătoarea mi-a povestit un caz. Stau niște cumpărători la terasă la mine, beau bere, vara, cald, bine. Și nu știu câți erau, 4, 5 acolo. Și la un moment dat, cum stătea vânzătoarea în magazin, aude miros așa de ars, parcă ar fi ceva plastic așa. Când iese vânzătoarea mea? În o gradă, la terasă, când se uită, eu avem 2 mese de plastic, una de lemn așa făcută, rotunde, știți, pe la barul sunt mese. Când se uită, masa arde, dintr-o parte era dat foc. Ei răbd, ies în drum, băieți au fugit în drum, spune, băi, băiețelor, ce-ți dat foc la masă, bă? Dacă nu eu, cum băi nu voi, dar pe uite cum să prindă masa de plastic, băi, nu se aprinde așa cu una. Nu eu, nu eu, nu eu. Și mai scurt, a luat o căldare de apă, a trântit pe dânsa, o stâns-o. Și eu o fugit. Trece un timp oarecare, au apărut clienții ăștia la mine în magazin, eu mă apropii de dâns și le spun, băi băiețe, de ce ați dat foc la masă? La el. Ei, nu eu, ia ca așa la, ia ca așa la. Dacă voi nu cumpărați masă, eu vă dau la poliție. Mai scurt, ei au ieșit din o gradă și au plecat. N-au mai adus nici o masă. Mai târziu am aflat eu cine a dat foc la masă. Asta unul din trânși acolo, dar e clar că erau toți. Un client care vinea în ospiție aici, în Mahala, dar nu locuia aici, în părțile noastre. L-am întâlnit eu pe cealaltă și i-am spus, băi, Mișulică, tu dacă nu mi-aduci masă, când au și sta oamenii, e să ai probleme cu mine. Mai scurt, au trecut luni întregi, nu țin minte, cât 5 luni, cât 6, cât 7 luni, poate și un an de zile au trecut, m-am mai întâlnit vreo 2 ori cu dânsul și tot i-am zis, băi, adă masă, adă masă. Mai scurt, au trecut vreo an de zile, nu mai adus el nicio masă, nică. Așa stăteam noi, fără masă. Eu, pe perioada aceea, eram prieten cu polițiștii de sector din sat. Dar era unul mai apropiat așa de mine, a venit el la mine, l-am cinstit cu o bere și îi spun, băi, Serghei, am o rugăminte la tine. Tu poți, am pățit-o în caz, ia că este un client aici în sat, care ia că aveți masa asta, ia uite, mi-o ars, o ars, o 20 cm într-un păț, e neagră, nu mai scur, nu pot eu să o folosesc. Și l-am rugat să-mi aducă altă masă și el, văd, de ani de zile nu mi-a adus. Și eu îi spun, zic, dar nu, cereri nu scriu, pur și simplu întâlnește tu cu dânsul, ca polițist, și vorbește așa frumos. Și îi spun, zic, numai fără variantele voastre, să nu albați, nu nimic. Ea zice, păi, Ione, tu nu-ți bagi cap, poliția știe cum lucrezi. Masa e sau ai. Bine. Trece vreo 2 săptămâni de zile, soția îmi spune, zic, băi, s-a adus masa clientului și ala. Oi, slavă Domnului. Când mă uit, masa mea era albă, asta e verde. Și în ziua de azi, că pot să fac o fotografie, îți vă arăt care mi-a adus-o. Ei, verde, verde și importanță. Și soția îmi spune, că bine că mi-a adus-o, știu, ani de zile. Înseamnă că prietenul meu a vorbit. Dar soția spune, zice, băi, Ion, dar m-a uitat eu la clientul ăsta, și că el are fingaluri, tot chiar că era vânătăi.
Dar eu zic, da, eu știu și eu pe astea. Zic, nu cumva e, zic, prietenul meu polițist. L-a rugat frumos așa să ducă masa. Deci, cred că, dar eu l-am rugat să n-al bată. Mai pe urmă am întâlnit eu cu prietenul meu, polițist, eu, băi, mi-a adus așa la... Ți-a adus masă, mi-a adus. Zic, dar cum le zici? Că ei cum? L-am rugat frumos așa. Mai zic, eu fac și o bătaie, încă de atât așa adus. Iată așa caz am pățit cu coistar. A trecut un timp și s-a eliberat o vânzătoare și am găsit eu, n-avem vânzătoare, mai scurs, și am găsit eu în Mahala aici, am vorbit cu o fetișoară, tinerică așa de 19 ani, nu mai țin minte cât avea, n-a lucrat niciodată, dar mă rog, am vrut să încercăm și să fac treabă. Și am pus o vânzătoare. Și noi acolo în magazin am avut un caiet special, unii când dădem pe datorie, noi scriem așa la țară, în toate satele Moldovei, să dă pe datorie, este caiet. Și la noi tot era caiet. Și ea mă întreabă, dar pe datorie să dă? Zic, păi, dă la cunoscuți așa, la care știi tu pe Mahala, pe aici, care poți, de un caz că ei nu dă bani, poți să te duci la dânsa acasă, bas la poartă, cei bani înapoi, datoria. Dar nu chiar la toți, așa. Și scrie acolo numai decât. E bine, am înțeles. Trece o săptămână de zile, mă uit, sara soția se duc și după închidere magazin și iei bani, dă de banii vinitul foarte puțin. O zi puțin, zic, așa o mărți vânzare, așa o mărți vânzare. Și așa puțin. Când la sfârșitul săptămânii se dă schimbul că ele lucrau câte o săptămână, când soția se uită acolo, zic, păi, dar tu ai o grămadă de datorii, deci, că pe ea că am dat pe datorii la oameni. Dumneavoastră a spus, de când schide caietul, într-o săptămână, mai scurt, jumate aproape de marfă mi-a dat-o pe datorii. Sute de lei, mă tin că era vreo 2000 de lei numai pe datorii. El la toți dă de acolo, era o listă așa de vreo două foi. Eu îi spun, doamnă, domnișoară, și ești nebună, sau și zic, și te-ai tu la tăzi de rând. E că ia că eu zic că să duc încolo, zic, ia că am ea marș pe un Mahala și strânge tăzi banii. Și zic, strânge tăzi banii, vin și dă banii și mai mult și nu te văd aici. Și, nu știu, o dat din buzunar sau și mai scurt nu mai primi nici jos din salariu, nică tăzi banii mi-au dat pe datoria, că așa vânzătoare am avut eu cândva în magazinul meu. Și ultimul caz, vreau să vă povestesc special, am lăsat cazul ăsta, dinspre o vânzătoare. Eu am avut vânzătoare, nu dinspre cumpărători, dar dinspre o vânzătoare de mine care a lucrat o perioadă de timp la mine în magazin. Am primit eu o vânzătoare așa, am avut poate 15-20 de vânzători pe rând, adică a lucrat, s-a eliberat, a venit alte și tot așa. Câte două vânzătoare. Și a venit una așa, o doamnă așa, 38 de ani, josuță de statură, din localitatea noastră, eu nu mai țin minte cum o cheamă, soția o cunoștea. Și era așa minunat vânzătoarea asta. Când vinea un cumpărător, întreba, deci, ce dorești, domnule? Avea așa o manieră, răcânie când întreba așa vânzătorul, zice, și vorbește așa, așa era glasul ei, nu deși ea, că... Și oamenii se mirau, deci ea răcânește la mine așa, parcă nu i-a făcut nimic. Apiată vânzătoarea asta, tare minunată era. Am avut multe vânzătoare deosebite, dar asta era mai deosebit. Așa vorbea ea cu glasul. Chiar m-am foierățul. Și ce pățit vânzătoarea asta? Mai scurt, când lucra ei, de multe ori mă aduceam pe magazin, dacă îmi o gradă la noi, să vedem ce faci, marfă mai trebuie, nu trebuie, mă rog, trebuie ceva din depozit să aduc. Și am observat vreo câteva ori, dar și câteva ori, de zeci de ori, într-un magazin, mă uit, șede un bărbat într-un colț acolo la perete. Eu îi zic bună ziua și... Întreb și trebuie și avem eu nevoie și mă duc înapoi. Trece altă zi, vine schimb, iar mă duc, iar așa de bărbatul și ala. Mai scurt, de multe ori vedem bărbatul și ala. Amu eu întreb soția, cine mai e bărbatul și ala, că uite, șede acolo în magazin de ei, spune, că ăsta e soțul ei. A, soțul ei? E bun, clar, eu nu știm cine e soțul. Soțul. Amu trece timp, a trecut... Poate e câte o săptămână lucra, poate a trecut și două, și trei, poate și o luni de zile a trecut. După cazul ăsta, au venit altă vânzătoare, pe urmă, doamna iar a venit. Iar trece timp, eu iar într-un magazin, mă uit, iar văd,
un bărbat, dar nu era așa, era alt bărbat. Bună ziua, vorbesc și am de vorbit cu dânsa, mă duc, e bine, poate cumpărător și... Trece iară o perioadă de timp acolo, trecut vreo săptămână, două, iar mă duc mai scurt, de multe ori intram în magazin, îl vedem pe cel. A doilea bărbat. Amu, trece iar un timp oarecare, iar îl văd pe soțul, dar soțul știem cine. Iar ba unul, odată, două, trei ori puteți și bărbatul și ăla stătea de vorbă cu dânsa, în colț așa lipit de perete. Și în timp oarecare, bărbatul, soțul ei ești de vorbă așa, iar mă duc, mă adresez la soție. Zic, dar cine e a doilea, uite, de multe ori, nu odată, zic, cumpărătorul, cumpărător, dar stai de vorbă tare mult, zic, cu asta o trebuie o perioadă de câteva luni de zile. Zic, cine e a doilea bărbat? Soția zice, băi, nu știu dacă e corect și am înțeles că a doilea bărbat e amantul ei. Eu nu înțeleg, dar cum așa, în sat aici, amant, are și amant, soț acolo. Ei, eu am avut o istorie deosebită în viață, acolo soțul ei a stat în pușcărie și ei s-o primlat cu băiatul ăsta, amantul ăsta, și când soțul a venit, e tot îmbluși cu unul și cu altul, mai scurt, e problematică acolo, viața personală, dar nu despre asta vă. Când într-o zi, o trecut dar mult timp pe cazul ăsta, ia ca asta cel mai interesant. Când într-o zi, iar mă duc în magazin să văd ce mai face vânzătoarea și marfii mei trebuie, când mă uit, hopa, da, ușa la magazin, la mine avem două uși. O ușă de intrare centrală, unde intră cumpărătorii, și a doilea ușă, unde intrăm noi pe din dos. Eu pe din dos intram. Iar intră în magazin, mă uit, bună ziua, mă uit, doi bărbați. Unul era soțul și a doilea era amantul. Unul și de în partea stângă, unul și de în partea dreaptă. Ce observ eu? Eu nu știu ce făceau ei acolo și discutau sau nu discutau. Și amândoi bărbați, ieși de în partea și ea în magazin, bărbați ședeau lângă ușă, unul într-o parte, un alt, și ședeau amândoi să uitau, nu vorbeau, eu când am intrat nu vorbeau, să uitau la soția asta amândoi. Și am ieșit și eu, m-am salutat, am ieșit și m-am dus. Povestea soție, zic, ia uite băie, dar am zis că am doi venit, eu nu înțeleg aici, care probleme, cum drag, ce face cu doi odată? Zic, s-a întâlnit întâmplător, dar nu se băteau, dar nu se certau, nu nimic foarte interesant. Când aflu, da, m-au lucrat, că au lucrat și în timp, când aflu la alții femei, când acolo, dacă doamna asta l-a lipodat pe soț și s-a dus cu amantul. Și iată așa e istorie, am pățit eu mai interesant, și cu interesant, mă rog, râdeți-vă, cui nu, cum este. Iată așa cazuri am pățit. Aici termin istorioarele mele și...